Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes. V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta, abonarea, este total gratuită, vizualizările sunt total gratuite, like-urile, comentariile, distribuirile și așa mai departe. Și da, știu că plictisesc prin treaba asta, însă în ultimul timp am avut ceva mesaje pe Instagram la modul Hei, te pup, bună, îmi place ceea ce faci, îmi place ceea ce văd, ești naturală, cu bâlbe, cu tot acâmul, nu tai nimic la editare și așa mai departe. Însă, cât costă să mă abonez la tine? Nu costă absolut nimic. Dacă apăsați butonelul acela, este total gratuit, da? Deci nimic din ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube nu este cu bani. Bun, eu acum când filmez acest videoclip este marți. Dacă vă vine să credeți. Da, este marți. A, a trebuit să verific la telefon, da, deci nu mai știu nici în ce dată suntem. Și din păcate, um, timpul nu -mi va mai permite săptămâna aceasta să filmez exact cum v-am obișnuit două videoclipuri pe săptămână și ne vom uh, revedea undeva după Paști. Da? Um, dacă tot ne vom revedea după Paști, vreau înainte de toate să încep prin a vă ura din suflet sărbători binecuvântate, uh, lumină și pace în suflet. Da? Că până la urma urmei cam asta e tot ceea ce contează. Da? Nu câte o ai pe masă, nu câți cozonaci, nu câți miei, câte droburi și așa mai departe. Da? Pace, sufletească, multă, multă lumină în suflet și nu știu. Să încercăm, zic, din răsputeri să fim mai buni și mai toleranți, zic și eu. Da? Bun. Parfumul zilei mele de astăzi, când eu filmez acest videoclip logic, vine de la Jean-Paul Gaultier, și bineînțeles este Label. Da, prea iubita mea Label, un parfum despre care ce să mai pot spune, da? Am tot vorbit despre el și aici la mine pe canal, multe dintre dumneavoastră, doamnelor, îl aveți, îl iubiți, da? Deci Label port astăzi. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și da, chiar dacă timpul nu îmi va permite să mai filmez, uh, hai să dau din casă, deoarece trebuie să ajung cu o fugă și pe la țară, plus pregătiri de Paște și așa mai departe, um, o să încerc pe cât posibil să vin la zi cu răspunsurile comentariilor lăsate de dumneavoastră. Le citesc de fiecare dată, însă, nu, cel puțin în ultima vreme chiar sunt presată de timp, da? Însă, în această, în această mini-vacanță, voi face tot posibilul să ajung la zi, da? Să răspund tuturor. Bun. Deja ați văzut din titlu? Astăzi a venit, zic eu, părerea mea, momentul pentru a împărtăși experiența mea în legătură cu două parfumuri ale casei Zimaia. Și vom vorbi despre Zimaia Hawa Red și Zimaia Hawa Pink. M-am gândit să facem un clip mai scurt și să vorbesc strict despre recenzia lor. Dacă doriți și variante de layering pentru unul dintre ele sau pentru ambele, Lăsați-mă în secțiunea comentarii și promit că mă pun pe treabă și veți avea și acel videoclip. Haideți să începem cu Zimaia Hawa Red. Așa este cutiuța în care vine acest parfum și da, scuzați manicura, însă nu am avut timp să o fac. Da? Bun, acesta este Zimaia Hawa Red, da? Uh, cutiuța în care vine fața este roșie, iar aici fundul cutiei, cealaltă parte a cutiei, este din acest, uh, de fapt are acest snake print, imprimeu din, uh, de piele de șarpe. Și aici tronează parfumelul, da? Dacă m-ați întrebat pe mine, nu știu, eu una personal v-am mai zis, de multe ori prezentările parfumurilor Middle Eastern pe mine personal pur și simplu mă fură, da, între ghilimele. Um, îl puteți găsi pe multe site-uri la un preț sub 100 de lei, undeva 80-100 de lei, cam pe acolo. Și da, pe bune, adică numai prezentarea, nu știu, să primești așa ceva cadou, eu n-aș fi mega, mega încântată. Însă, ce problemă am eu? <laughs> și dacă le aveți și voi, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Nu știu, se întâmplă la fel și la dumneavoastră. Am prins eu ceva plot, aiurea, nu știu. În sensul că trebuie să te lupți, tată, să-l scoți de aici, da? Și de cele mai multe ori, da, iese întâi capacul, da, foarte fain, în opinia mea, dar este cu totul altceva. Inițial v-am mai zis eu și în alt videoclip, am crezut că e ceva inel sau ceva de genul, dar nu, săracul el e un căpăcel. Și treaba e că atunci când vrei să scoți parfumul din cutie, rămâi cu capacul în mână și abia apoi poți scoate parfumul din acest suport. Da? E o chestie aici, ceva de plastic, da? și nu știu. Bine, pe de o parte e ok că îl ține fixat acolo, dar în momentul în care ești pe fugă și vrei să te parfumezi foarte, foarte repede, trebuie să te lupți un pic cu cutia ca să-l poți scoate. Aceasta este sticluța parfumului. Foarte simplă, dar elegantă totodată. Da? Este clar altceva în primul și în primul rând datorită acestui gen de capac. Sticluța este un roșu, dar nu vă lasă sub nicio formă să vedeți nivelul lichidului din interior, doar dacă puneți un telefon aici și apăsați pe, pe lanternă. Dar pe ansamblu, nu știu, mie una personal îmi place enorm de mult această sticluță. Parfumul vine în 100 de mililitri, dacă nu mă înșel eu, da, 100 de mililitri, concentrație EDP, iar notele sale sunt În vârf avem portocale, frunze de coacăze negre, zmeură și căpșuni În mijloc, crin, piersică, coacăz negru, grefruit Iar în bază, mosc, paciuli și vanilie Și v-am mai spus eu în videoclipul în care am împărtășit cu voi primele impresii în legătură cu acest parfum nu știu, tot frunzărind platforma Fragrantica, mi s-au părut notele oarecum cunoscute. Iar în momentul în care am dat search, 98% din note, dacă nu mă înșel, sunt identice cu um, Dior Trafalgar. Da? Linia specială a casei Dior. Notele sale sunt identice cu acel parfum. Cu cele... Ale lui Dior Trafalgar, da? Doar că, dacă mi-aduc eu bine aminte, momentul de față, din acest Zimaia I Red, din vârf lipsește nota de cireșe, parcă, da? Pe undeva pe acolo. Bun. Haideți să vedem și cum miroase. Atomizoarele casei uh, Zimaia, adică tot ceea ce am eu, da? Sunt mega, mega ok. Și aici, în acest parfum, deci eu personal pur și simplu îl ador. În momentul de față, după ce s-a așezat, mi-a plăcut foarte mult și inițial. Însă, acum nu știu, s-a așezat și are o altfel de profunzime, îmi pare mult mai bogat, îmi pare foarte sofisticat. În opinia mea, pentru prețul plătit, miroase cu mult peste, da? deci acesta nu este categoric, nu este genul acela de parfum care să spui, da, într-adevăr miroase a 100 de lei. Nu, clar miroase extrem de scump, extrem de scump. Um, este, în opinia mea, genul de aromă 100% feminină și um, genul de parfum, acum îmi arunc ochii din nou pe note, este genul de, este unul din acele parfumuri care atunci când privesc piramida sa olfactivă, da, pur și simplu îmi dau seama că l-aș mânca complet dacă ar veni sub formă de desert și chiar aș mai cere o porție, da. Are acele um, note, are acea, acele acorduri, da, pur și simplu mâncabile. Cu toate acestea, aroma sa în sine nu mă duce cu gândul către ceva comestibil, ci mai degrabă către ceva băubil. Da? Mă duce cu gândul către acea șampanie fructată non-alcoolică, da? Exact cum v-am spus și la videoclipul precedent în care am vorbit despre Hair Fusion, um, este, mă duce cu gândul la o șampanie, însă nu are uh, izul acel alcoolic, Da, nu are nicio treabă cu latura buzii. Exact așa este și acest uh, Hawa Red. Și, așa, ca un mic pont, Hawa Red combinat cu Hair Fusion. Doamne Dumnezeule! Deci, atât vă spun, Doamne Dumnezeule! Revenind, hai să ne adunăm și să vorbim despre acest parfum. Uh, în opinia mea, este acel parfum potrivit de la începutul primăverii până la sfârșitul verii. Bine, dacă sunteți în zona uh, parfumurilor uh, fructate, zemoase, delicioase, suculente și așa mai departe, da? Ar putea fi chiar acel parfum semnătură, da? Nu are absolut nici cel mai mic iz, care te poate duce cu gândul către zona Middle Eastern, nu are nicio legătură cu parfumurile clasice arăbești. Nu, pur și simplu este acea uh, aromă europeană, acea aromă foarte, foarte feminină, veselă, efervescentă, jucăușă. Nimic, nimic copleșitor. Nimic copleșitor. Uh, ca un mic disclaimer... Casa Zimaia, de fapt, este subdiviziune a brandului Afnan și chiar au parfumuri foarte bune. Cel puțin cele ce le dețin eu și le folosesc cu drag, nu m-au dezamăgit sub nicio formă. Bun. V-am spus că mă duce cu gândul la acea șampanie non-alcoolică, dar o șampanie um, strict uh, focusată, strict cu aromă de fructe roșii. Însă nu este ceva care să iasă în evidență toate notele, da? Uh, smeură, căpșuni, uh, sunt foarte, foarte bine blenduite. Nu pot spune că îl percep înclinând foarte mult ca aromă în zona notei de căpșuni uh, sau în zona... Unde ești, tati? Notei de zmeură, da? Clar, nu. Are și acel iz efervescent. Nu este un dulce copleșitor. Nu este dulcele acela lipicios, da? Având în um, compoziția piramidei olfactive nota de căpșuni. Nu. Nu este nimic copleșitor. Nu mergeți, de exemplu ce paralelă să vă dau eu? Nu mergeți, de exemplu, în zona lui uh, Barbary Her sau uh, în zona flencărelor sale sau în zona parfumurilor inspirate din Barbary Heart. Nu, nu. Avem căpșuni, avem fructe roșii, însă aici pur și simplu este izul acela acidulat, dat de șampanie. Ca și cum ai turnat șampania în pahar, șampanie de fructe roșii și pur și simplu îți bagi nasul în, uh, Bulele acelea de acid care se evaporă. duo de. Frunze de coacăze și grefruit tind eu să cred că echilibrează dulceața asta, dar vine și oarecum contrabalancează acea dulceață. Dar când spun grefruit și când spun uh, frunze de coacăze negre, da, deci astăzi e zi cu lapsusuri, uh, nu mergeți, nu știu, mai este un parfum de la Ahmed Al Maghribi, care l-am eu tot așa, uh, mă duce cu gândul către o băutură acidulată, uh, efervescentă, răcoritoare, cum se numea, doamne? Love de la Ahmed Al Maghribi Că știu că sunt două și ambele sunt în sticluțe în formă de inimioară Oricum, când voi edita, vă voi insera pe undeva pe aici Are acel fin subton care mă duce către acel parfum da? Al casei Ahmed Al Maghribi Dar din nou, și acela nu are nici cea mai mică legătura, adică nu este acel pur arăbesc. Da? Nu este nimic să te deranjeze, nu este nimic opleșitor, nu, din contră este uh, unul din favoritele mele din zona aceasta de um, băuturi fructate de vară. Da? Cam așa cataloghez eu, această specie de parfumuri. Bun. Are și un subton, de ceva fiind de tot exotic. Și de când l-am, și de câte ori l-am purtat, și de câte ori m-am jucat cu el în alte combinații, nu am reușit nici până în ziua de astăzi să-mi dau seama ce este. Da? Nu pot spune că stai că de fapt e un guava, stai că de fapt e nu știu ce. Nu! Are un fiind de tot iz exotic, iar eu nu-mi pot da seama, da, cel puțin acum, din nou mă uit la note și nu. Chiar nu-mi dau seama de unde vine acest Fiind iz exotic, dar este pur și simplu ca o adiere. Și nu este um, acel iz exotic care va putea fi perceput de absolut toată lumea. Da, știu și eu susțin, suntem diferiți, parfumurile sunt o treabă subiectivă, fiecare le percepem diferit, însă eu una personal în acest Howard Red de la Zimaia resimt în toată șampania asta și în toată veselia asta și în toată nebunia aceasta frumoasă, resimt un fin, un fin de tot iz exotic. Mami, de exemplu, când a venit și bineînțeles l-am testat și pe ea, nu, nu resimte acel fin iz exotic. Da? Deci e o chestie cu dute vinou. Câteva persoane s-ar putea să resimtă, câteva nu. Dar este dulce, este finacrișor, este vesel. Um, e genul, dar are și, cum să spun eu, când spun că este dulce, este vesel, um, totodată mă, are și ceva, are și un aer aparte, ce mă duce într o zonă oarecum elegantă, da? Um, ca să vă fac o paralelă și ca să mă înțelegeți mai bine, um, nu este parfumul acela vesel, dulce, jucăuș, ce mă transpune automat cu gândul către un parc de distracții. Nu, categoric nu sunt nicio formă. Dacă ar fi să zugrăvesc un tablou pentru acest Haua de la Zimaia, mai degrabă aș zugrăvi o doamnă sau domnișoară din nou. Categoric fără limită de vârstă, da? Nu este un parfum atât de strict de dur încât să aibă acea limită de vârstă, da? De exemplu, dacă ai 20 de ani, este prea matur pentru tine sau dacă ai 40 de ani, este prea um, adolescentin pentru tine, prea tineresc. Nu, categoric nu. În opinia mea, oricine, orice doamnă sau domnișoară ce iubește parfumurile fructate, efervescente, acele, exact cum v-am spus mai devreme, băuturi de vară, da, non-alcoolice, îl poate purta. Cu siguranță îl poate purta. V-am spus la începutul videoclipului că notele sale sunt identice în proporție de 98% cu Dior Trafalgar, parfum ce nu îl dețin și nu l-am testat momentan. Da? Așadar, mă voi rezuma strict la um, recenzia sau impresia mea în legătură cu acest parfum. Revenind și continuând la povestea ce vreau să vă zugrăvesc, este acea aromă, de ce am spus eu că are totuși un iz oarecum elegant, da? nu este acel parfum ce mă duce cu gândul către un uh, parc de distracții, nu. Mai degrabă văd o doamnă sau o domnișoară cu genul acela de coafură cocurile, cocurile acelea lejere o pereche de cercei gen candelabru, stil candelabru nimic în zona gâtului, poate o brățară finuță pe undeva la una din mâini dar are genul acela de rochiță baby doll fix în această culoare, fix roșul acesta foarte pe buze un ruj roșu și pur și simplu este la un cocktail, dar undeva genul acela de garden party, da, sau cocktailuri în undeva în locațiile acelea în aer liber, da, are totuși ori subtonul acela sau acordurile acelea ce mă duc cu gândul către o șampanie de fructe, tocmai asta spun. Are ceva ce mă duce într-o zonă oarecum fiind de tot elegantă, da, subtil elegantă. Îmi cer scuze, dar trebuie să beau un pic de apă ca să evit o tuse. Bun! Fructele acelea roșii, exact cum v-am mai spus, sunt uh, zemoase, sunt suculente. Te pot duce oarecum și în zona de panci, de fructe, da? Este acea bombă fructată, categoric. Acest parfum este acea bombă fructată sau cum se spune, acel fruit ciuli. Și pentru că am ajuns la fruit ciuli, acest parfum având nota de paciuli în bază, în opinia mea, nu este genul acela de paciuli murdar, între ghilimele, nu este genul acela de paciuli nici um, care îți lasă senzația aceea de ciocolată, da? nu este un paciuli ciocolatiu, nu este nici paciuli acela verde, ci mai degrabă, pur și simplu este ceva curat acolo, da? Ori faptul că în bază ei listează mosc, paciuli și vanilie ori moscul este într-o cantitate mult mai mare uh, pus în bază față de, față de nota de paciuli, ori nu știu. Pentru că dry down-ul final pur și simplu te duce cu gândul uh, către acea uh, imagine, da? acel uh, panci de uh, fructe, fructe roșii în continuare. Dar ai și un desert, da? Un desert ceva fin și foarte fin dulce, da? Nu știu, acum, în momentul de față nu-mi vine minte nicio prăjitură, da, din zona aceasta. Dar, cu toate acestea, nu miroase a patiserie, nu miroase a cofetărie și nici a ceva ce mă duce cu gândul la ceva de mâncat, da, ceva comestibil. În continuare, este acea uh, șampanie fructată non-alcoolică. Ca longevitate. Cu acest parfum, în cantitatea aplicată de mine, am prins undeva la 7 ore, inițial până să se așeze, hai să spunem în prima săptămână, prindeam undeva la 5 ore aplicat direct pe piele, iar acum după ce s-a așezat, prind undeva la 7 ore. Pe haine, categoric, durează mult mai mult la capitolul ce era? Longevitate proiecție. Proiecție puternică în primele două ore. Da, proiectează puternic. Din nou, în cantitatea aplicată de mine. Da? Iar siajul este unul destul de bun. Aș putea spune dacă ar fi să fac așa o paralelă în legătură cu raportul calitate-preț, dacă m-aș gândi la treaba asta, o, siajul ar fi foarte bun pentru prețul plătit. Da? Foarte, foarte bun. Și da, exact cum v-am spus, personal, aș prefera să-l port în această perioadă, fix de la începutul primăverii până la sfârșitul verii. Însă, dacă dumneavoastră sunteți în zona acestor parfumuri, da? Fructate, băubile, da? în zona acestor șampanii non-alcoolice, ar putea cu siguranță fi parfumul dumneavoastră semnătură. Bun. Și acum, următorul, dar nu cel din urmă, și până mă lupt eu să iau această cutiuță, trebuie să vă spun faptul și vă voi arăta că ea a suferit, ia să vedem, prinde camera, da, pe undeva pe aici, da, am tot încercat eu să șterg, dar na, a ajuns această cutiuță pe mâinile juniorului meu, că de ce nu? Și s-a gândit să-mi fac o surpriză și desenase ceva aici. Dar, depășind momentul, aceasta este cutia în care vine Haua Pink. Dacă la Haua Red am avut, sincer să fiu, nici nu văd rostul acestui imprimeu, da? piele de șarpe pentru că, nu știu, mai degrabă puneau ceva, o șampanie sau ceva fructe, da? Dar nici de cum piele de șarpe. Ok. La Hawa Pink avem acești trandafirei. Aceeași, aceeași prezentare, doar că de data aceasta diferă culoarea. Și ia să văd eu. Camera mea, ba nu, cam așa e. Da, Așa e și în realitate, genul acesta de roz baby pink, roz pudră, roz pastelat, doar că, deșteptare eu acum văd, dacă la Haua Red sticluța este oarecum lucioasă, da, după cum puteți vedea, la Haua Pink sticluța este mată. Însă este fix aceeași poveste. Ca să vedeți lichidul din interiorul acestui parfum, trebuie să folosiți lanternă sau blițul telefonului. Da? Bun. Haideți să vorbim puțin despre notele acestui parfum. În vârf avem bergamotă, trandafir, pere și licii, în mijloc bujor, trandafir tur turcesc, iar în bază mosc alb, vetiver haitian și note lemnoase. Și da, după cum urlă tot uh, YouTube-ul sau TikTok-ul, um, Zimaia Hawa Pink se dorește a fi un uh, parfum inspirat din celebrul Delina La Rose. Bun. Același, același căpăcel. Hai că uit detaliile. Da? Deci Hawa Red avem uh, detaliile căpăcelului cu roșu, iar la Hawa Pink cu acest roz. Da? Dar e fix același, nu știu, sticluțele cel puțin pentru mine sunt foarte, foarte wow. Da? Deci îmi plac ambele la fel și parfumurile. Dacă ar fi să aleg, sinceră să fiu, între Howa Red și Howa Pink, sincer, 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 sincer nu aș putea alege un favorit. Da? Cu toate că acesta, după cum v-am spus mai, mai înainte, are trandafir. Însă... Însă, da, deci același, același atomizor, la fel ca la Howard, doamne, doamne, nu aș fi crezut vreodată, da, să ajung pur și simplu să iubesc un parfum cu trandafir listat, da, și nu neapărat să-l iubesc, atât, da, să iubesc atât de mult, dar să mă văd purtândul vara. Da? Singurul parfum cu trandafir pe care eu personal îl ador vara, da? uh, cu toate că s-ar putea să pară cam mult pentru multe dintre dumneavoastră, este Bidune Sam de la Ahmed al Maghribi. Da, ador să-l port vara am senzația că vara strălucește cu adevărat, își arată puterea, valoarea și tot ce vreți dumneavoastră Chiar dacă acel parfum este combo-ul acela clasic ud-trandafir, nu are nicio legătură cu udul obișnuit da? Este singurul parfum din tot ceea ce am testat și din tot ceea ce am cu ud luminos da? Deci nu are legătură cu, nici, nici cu udul dulce, nici cu udul uh, ușor ciocolatiu, nici cu udul acela de graș, nu. Acolo un bidune sam este cu totul alt ud. Însă, în momentul de față, categoric, uh, hibaia, Zimaia Hawa Pink uh, va fi acel parfum cu trandafir ce îl voi purta pe timpul verii. Pentru că da, tind să cred că vara își arată, primăvara și vara își arată um, adevărata sa valoare, exact precum bidunesa. sa. Este acel trandafir tânăr, mai degrabă este un boboc de trandafir, fix această nuanță, da? Este acel trandafir tânăr, acel boboc de trandafir, dar cum? Um, Pur și simplu este vară. A fost o zi din aceea caniculară și a venit ploaia aceea, da? celebra ploaie de vară. da Iar după ce s-a potolit ploaia, tu mergi către acel um, boboc de trandafir și îl miroși, da? Adulmeci mirosul său. Pur și simplu asta văd. Deci nu văd niciun fel de niciun alt fel de trandafir, decât fix această imagine mi-o zugrăvește. Este totodată acompaniat de ceva licii, avem și o pară delicioasă, aș putea spune, e genul acela de pară zemoasă, dulce, da? Iar uh, nota de licii din acest parfum, cel puțin în deschidere, nu este ceva, cum să spun eu, nu este ceva ce este în evidență, da? Pur și simplu trioul acesta, boboc de trandafir, proaspăt ploat, um, licii și pereze moase dulci, da? Ei, trei se, cei trei indivizi se țin de mână, da, pur și simplu. Și merg în linie, nu este nimeni care să depășească acea linie, da? totul este perfect, perfect echilibrat. Foarte fain. Inițial la prima pulverizare. Um, Mi-a lăsat o fină senzație ascuțită, da? Nota de licii până s-a așezat parfumul a fost o idee ascuțită. Uh, după două săptămâni, șefchis, da? Deci 100 din 10, 100 din 10. E genul acela de parfum proaspăt feminin, finagvatic. Are și mă tot uit acum din nou la note, nu știu de unde, îți lasă acel acord aquatic. Îți lasă o senzație, nu știu, față de celelalte parfumuri inspirate din Delina sau Delina exclusiv, acesta mi se pare singurul aparte. La modul că, de exemplu, dacă iubești. ADN-ul în sine, indiferent că vorbim de original sau de parfumuri inspirate de Delina, Zimaia Hawa Pink este categoric acea Delina estivală. Da? Este pur și simplu sora mai mică a Delinei, ca să fac un joc de cuvinte. Um, nu este la fel de bogată, nu este la fel de vanilată însă seamănă bine cu Delina, doar că fiind sora mai mică, aceasta este oarecum mai veselă, mai jucăușă, pusă pe șoti, însă își păstrează același aer feminin, da? același aer ușor elegant. Poate fi cu siguranță chiar și acel parfum semnătură. Adică dacă iubiți combinația aceasta de trandafir cu licii, trandafir cu bujor, dacă sunteți în zona aceasta, cu siguranță ar putea fi un uh, parfum semnătură. Ce am omis eu să vă spun, uh, Zimaia How Red este un parfum care atrage atenția și atrage complimente. Același lucru este valabil și pentru Zimaia Hawa Pink. Da? nu știu, ambele sunt super feminine, super cochete, um, nu au, din nou vă spun, nu au nicio chestie, dar nu are mirosul acela de parfum arabesc, poftim ca să fiu mai explicită, da? Categoric nu. Din contră, și Zimaia Hawa Pink, la fel precum Zimaia Hawa Red, miroase extrem de scump, extrem de scump. deschiderea a fost acel duo mai degrabă de trandafir și pere, însă notele acestea două, cum să vă spun eu, ca și cum ar fi fost într-o bulă citrică, da? În deschidere se resimte un fin de tot iz citric, însă din nou, nu este izul acela stringent, nu este izul acela sharp, sharp. Nu este izul acela scuțit, nu miroase a soluții de curățenie pentru casă și așa mai departe. Nu, categoric nu. Iar pe măsură ce se dezvoltă, izul acela fiind de tot citric dispare. Baza este ceva moscat lemnos, însă, cum să vă spun eu, Moscat lemnos cu uh, înclinat către zona moscului, da? dar din nou același mosc precum în uh, Zimaia Hawared, adică moscul acela pufos, dulceag. Da? Nu este moscul animalic, nu este moscul din uh, zona detergenților de rufe, balsam de rufe și așa mai departe. Nu, este cel mai pufos și cel mai dulceag mosc întâlnit vreodată. Din nou, este genul de parfum ce eu nu-l pot îngrădi, adică nu pot spune dacă ai 20 de ani este prea mult pentru tine, dacă ai 40 de ani este, uh, din nou, prea mult în sensul că e prea tineres pentru tine. Nu, categoric nu. Din nou, nu-l pot uh, asocia cu un moment al zilei, categoric nu. Eu, în acel puțin, îl voi purta indiferent că e dimineață, după amiază sau seară, da? Dar, din nou, vă spun pentru mine și pentru gusturile mele, este acel trandafir de vară. Da? Pentru că are o chestie. Eu mă tot șterg că mi-am pus un pic de ruș pe mână. Uh, are senzația aceea apoasă, da? Este ceva acolo fiind de tot apos și răcoritor totodată. Dacă are sens ceea ce spun, uh, cum să vă spun eu? Haideți să vă zugrăvesc din nou o imagine precum la Zimaia Hawa Red și anume aș putea spune că aroma lui Zimaia Hawa Pink mă duce cu gândul către acea prințesă sirenelor, da? care pur și simplu își face apariția pentru o clipită pe mal și da, are acea, um, acea frumusețe ireală, acea frumusețe de pe altă planetă, dar pe, pe cap are acea coroniță din boboci de trandafir și din nou aceeași culoare, da, boboci au această culoare. Are izul acela, da, este ca și cum ai bobocul acela de trandafir, de asta prima dată v-am zugrăvit treaba cu ploaia de vară. Nu este nimic opleșitor, chiar absolut nimic. Dar totodată asta nu înseamnă că e genul de parfum diafan sau um, care dispare imediat și așa mai departe. Nu, ambele parfumuri au aceleași performanțe, chiar dacă profilele sale uh, olfactive sunt diferite. Profilele lor olfactive sunt diferite, da? Și acest Zimaia Hawa Pink, um, la fel, la spray inițial în afara faptului că L-am simțit oarecum șarp, oarecum ascuțit, da? Liciul 100%, pentru că știu de la suvenir Floral Buchet, da? Pentru că și la acel parfum, la spray-ul inițial, nota de licii mi s-a părut extrem de ascuțită. După ce s-a așezat, totul e fix cum trebuie. Însă, la spray-ul inițial, la primele purtări, la fel, a stat undeva la 5 ore pe mine, pe pielea mea. În momentul de față, și acesta merge către 7 ore. Bine, ambele parfumuri le puteți duce și către 8 ore dacă pulverizați mai mult. Însă, nu știu, pe timpul verii, nu prea văd eu overspraying cu aceste două parfumuri, pentru că ambele sunt destul de puternice. Da? Destul de puternice. Deci, 5 ore la primele pulverizări. După ce s-a așezat, duce undeva până la șapte ore pe pielea mea, pe haine, bineînțeles, mult mai mult, um, proiecția la fel puternică în primele două ore, siajul la fel, da? Va atrage atenția, va atrage complimente, iar în momentul în care cineva vă va întreba ce parfum purtați și îi veți spune că este un parfum al casei Zimaia și faptul că că casa... Zimaia este o casă middle eastern, da? s-ar putea să rămână toată lumea ușor uimită. Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați rămas alături de mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Din nou, vă doresc sărbători binecuvântate, pace, lumină în suflet, în case și multă, multă sănătate. Da? Pentru că până la urma urmei cam asta e tot ceea ce contează, sănătatea. La fel, dacă aveți vreunul din aceste da ține neam invers ca de obicei. Dacă aveți vreunul din aceste două parfumuri, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii cum vă împăcați cu ele sau la fel. Dacă le-ați testat, dați-mi și mie de veste. Veți avea link în bara de descriere către aceste parfumuri. Eu sincer nu mai știu de unde le-am achiziționat, dacă nu mă înșel de pe Vivantis pe ambele. Vă voi lăsa link, veți avea link și către grupul meu de Facebook Freak Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și eu de ce fac așa nu știu. Uh, da, dacă le-ați testat, dacă le aveți, dacă doriți clip cu variante de layering, da? la fel. Lăsați-mă acolo și eu mă confort. Dacă um, nu doriți să mi împărtășiți experiențele, lăsați-mi și mie parfumul cel purtați în momentul în care veți vedea acest videoclip și dacă din nou nici acest lucru nu l doriți, lăsați-mi și mie o inimioară sau orice altceva acolo. În limitele bunului simț, bineînțeles. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și ne vedem după Sfintele Sărbători Pascale. V-am pupat!